Consiliul Local Deva a instituit o taxă locală de salubrizare pentru persoanele și firmele care nu au contract cu operatorul de salubritate. Potrivit hotărârii adoptate ieri de Consiliul Local Deva, cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2016 va fi următorul: utilizatorii persoane fizice asociate 7 lei de persoană pe lună, utilizatorii persoane fizice în gospodării individuale 7 lei de persoane pe lună, utilizatorii persoane juridice 200 de lei pe tonă. Dacă după impunerea taxei speciale de salubrizare utilizatorii încheie contracte cu operatorul serviciului de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa specială începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul. În municipiul Deva, instituirea taxei speciale de salubrizare a fost aprobată de Consiliul Local în 2015, dar prevederile acesteia nu au fost puse în aplicare. Ca urmare, primăria municipiului Deva a fost sancționată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu o amendă în valoare de 30.000 de lei. A fost o amendă care suntem puși în situația să o plătim. Am găsit această formă prin hotărârea de Consiliu de astăzi. Ea nu duce nici la costuri suplimentare și duce la anularea amenzii pe care deja o avem în primăria municipiului Deva. Taxa specială de salubrizare pentru colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor menajere nu va fi plătită de oamenii ce au contracte încheiate deja cu operatorul de salubritate direct sau prin asociațiile de proprietari.